Candidații au fost puși să scrie două pagini despre poezia simbolistă sau modernistă, fapt ce nu i-a prea încântat pe absolvenții de liceu. La punctul 3 roman am avut Bacovia, simbolismul. Și partea întâia și a doua mi s-a părut ușor. Te așteptai la poezie? Nu, sincer nu. Dar chiar aseară am pregătit un pic, așa am pregătit din poezie. Ne așteptam să pici un roman sau ceva, dar a fost o poezie. Trei autori, am ales unul la alegeri din trei și a fost ok. Eu am ales Blaga. Ce poezie ați avut? Despre viziunea despre lume și am ales Eu nu strivesc corola de minune lumii. A fost ok. Bine! Emoțiile au fost mai mari decât la celelalte probe, dat fiind că elevii au fost supravegheați video, nici subiectele nu prea au fost pe placul elevilor. Nu a fost așa cum ne-am așteptat, a fost un pic mai greu, dar cred că ne-am descurcat și o să avem note bune, sunt sigură, pentru că au fost lecții care le-am mai făcut și le-am aprofundat în timpul clasei a 12-a. Am avut să demonstrăm că o operă aparține simbolismului, am ales George Bacovia și am abordat subiectul foarte bine. Așteptai la poezie? Nu mă așteptam la poezie, sincer. Când am văzut că anul trecut a fost Luceafărul, anul acesta chiar nu mă așteptam să pice poezie. Părinții au fost și mai emoționați. Am emoții, aștept să iasă afară. Pentru a susține examenul, elevii au fost repartizați în mai multe centre de examen. Astăzi au început, practic, probele scrise în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013. Proba s-a desfășurat în 13 centre de examen și 5 subcomisii. S-au prezentat la probă 3470 de candidați, din care 2 au fost eliminați. Examenul nu s-a desfășurat fără incidente. 2 elevi au fost prinși cu telefoane în timpul examenului la centrul de examinare de la Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări Caius Iacob din Arad. A fost foarte bine, nu mă așteptam să fie atât de ușor și cred că va fi și nota pe așteptările care le avem. Bacalaureatul va continua mâine cu proba scrisă la limba și literatura maternă.